Bună, dragilor, aceasta este etalarea voastră pentru luna ianuarie. Eu vă doresc așa un an exact cum vă doriți și voi pentru voi. Un an superb, frumos. Și evident, fiecare an, fiecare zi, fiecare moment al vieții noastre este de fapt așa cum îl facem noi. Acesta este un an destul de interesant, zic eu. De fapt, până la urmă, fiecare an este interesant în felul lui. Cum am și zis, este un an 6. Îmi place să fac așa o comparație cu cărțile de tarot, de obicei, când analizez și partea asta numerologică, pentru că, până la urmă, asta mă atrage mai mult tarotul. Și să fac așa o comparație cu arcanele majore, în mod special, și cum am și zis, la comunitatea acolo, unde poate unii dintre voi ați văzut postarea. Corespondentul pentru... De la cartea corespondentă pentru numărul 6 este cartea îndrăgostiții, ceea ce înseamnă că este un an clar al relațiilor, dar și al alegerilor, ceea ce e foarte important, ce alegeri facem în acest an și ce alegeri facem poate chiar și în relațiile noastre sau poate și cel mai important, ce alegeri facem în relațiile noastre, relații de orice fel, chiar și relația cu noi înșine. De fapt, asta e, cred că e cea mai importantă, relația pe care o avem cu noi. Pentru că avem foarte mulți de doi în acest an. 3 de doi. Și, deci, Marea Preoteasă, partea asta intuitivă este importantă. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat și că vă uitați în continuare și sper că o să vă uitați și anul acesta la etalările mele și că mă alegeți așa, într-un mod intuitiv, că tot am zis de Marea Preoteasă și că rezonați cu ceea ce fac eu. Sunt convinsă că nu e la întâmplare, că mă urmăriți și până la urmă eu cred în chestia asta, că cine se aseamănă se adună și sunt convinsă că ne asemănăm într-un fel sau altul. În fine, nu mai vorbesc așa mult pe lângă. Aveți de ales dintre două variante ca de obicei. Prima etalare este cartea aceasta pentru prima etalare avem cartea aceasta, acțiune. Și a doua etalare avem cartea aceasta, atenție. Alegeți ceea ce simțiți, ceea ce vă atrage atenția. Luați evident ce rezonează cu voi. Iar noi ne vedem la etalări și, cum am zis la început, vă doresc un an exact așa cum vă doriți și voi, pentru voi. Să aveți un an exact așa cum vreți. Plin de lucruri minunate, superbe. Fascinante, extraordinare. Până la urmă, asta este viața. Trebuie să fie extraordinară. Pe curând! Bună, dragilor! Aceasta este etalarea pentru cei care ați ales numărul 1. Să vedem cum va fi luna ianuarie. Acest început frumos de an pentru voi. Prima etalare pe acest an. Vedem. Să vedem cărțile de oracol. Ce avem aici? Acțiune. Prima carte. Aventuri. Ce frumos să leagă. Și siguranță. Avem aici pentru numărul 1. Ok. Deci este o lună în care aveți multe lucruri de îndeplinit și cu aventuri. Poate chiar unii dintre voi călătoriți în acest moment, sau vreți să călătoriți în această lună, poate începeți anul în forță, chiar e așa în forță cu acțiunea acolo. Avem 6 de cupe la cărțile de tarot, 3 de cupe și magicianul. Magicianul. Poate vă construiți, așa am simțit acum, poate vă construiți siguranța în acest moment sau porniți la drum cu perspective noi asupra siguranței voastre. Nu știu, vreți să aveți grijă de ceva, vreți să aveți grijă poate de
de banii voștri sau mai multă grijă. Nu neapărat să aveți grijă, să aveți mai multă grijă de ceva ce, nu știu, vă face fericiți. Pentru că văd aici că investiți în ceva, investiți în acțiunile voastre, investiți în aventurile voastre. Cu 6 de cupe și cu 3 de cupe. Aveți multe motive de a sărbători. Poate și că a fost așa Revelionul, anul nou și are de-a face și cu partea asta. Cu magicianul. Vreți să începeți ceva nou. Să mai luăm niște cărți, că așa e la început. La începutul etalării, până se leagă. Până se leagă mesajele. Șapte de monede. Probabil că așteptați să se fructifice ceva. Regina de bâte avem aici. Prințesa de săbii. Și să speranța era să zic. Puterea. Poate și o speranță aici. Sperați la ceva să se îmbunătățească. Poate sperați să se îmbunătățească o situație din viața voastră. Și eu văd că aveți foarte mult optimism. Foarte mult optimism. Începeți anul cu foarte mult optimism, cu foarte multă veselie, cu 3 de cupe, deci cu persoane care se aseamănă cu voi din multe perspective. Vedeți lucrurile destul de asemănător cu Prințesa de Săbii și cu 3 de cupe. Mi-atrage atenția această carte, 3 de cupe. Reușiți să faceți ceva. E aici un mic succes pe care îl dobândiți și cu puterea aici. Poate reușiți să treceți peste ceva greu, ceva care părea mai greu, ceva de care poate vă era frică la început, dar să se dovedește a fi foarte sigur, foarte cu siguranță aici, se dovedește a fi foarte sigur, poate că este așa ca o aventură, poate trebuie să preluați inițiativa, să acționați mai mult pentru acest lucru, pentru această siguranță, dar este o aventură sau este o acțiune plăcută pentru voi cu 3 de cupe, care implică și alte persoane, alte personaje cu 3 de cupe, Prințesa de Săbii, Regina de Bâte, poate sunt și niște persoane din trecutul vostru cu 6 de cupe, dar văd acțiune. Avem plăcere la baza acestui pachet. Începeți anul în forță, cum am și zis. Cu 7 de monede acolo, poate așteptarea a luat sfârșit. Este momentul să acționați. O, ia uite. Și cât acționați? Și prin cuvinte, și prin fapte, da? Avem Prințesa de Săbii. Acționați și prin cuvinte, prin comunicare și totodată și prin acțiune. Prin fapte. Aici justiția. Poate aveți de-a face cu o balanță. Avem prințul sau cavalerul de monede, altă persoană importantă care veți avea de-a face, regina de cupe, deci multe personaje în luna ianuarie și 8 de cupe. Sunteți pregătiți să lăsați ceva în urmă. Și sunteți foarte dornici, de fapt. Începeți anul cu foarte multă inițiativă. Dacă prima carte a picat așa cu acțiune, și cu aventuri și cu, nu știu, să vă aruncați așa într-o zonă diferită, da? E aici așa o zonă tropicală, sălbatică, dar frumoasă, ceva care te atrage foarte mult, înseamnă că aveți ceva de câștigat aici, cu 3 de cupe, clar, aveți ceva de câștigat dacă acționați într-o zonă de asta mai diferită, dacă ieșiți poate și din zona de confort, dar este ceva care implică multe persoane, cu Prințesa de Săbii, cu Regina de Cupe, multe personaje feminine, pot fi prietenii voștri, prietenele voastre, și o persoană masculină aici, cu 8 de cupe, cum am și zis, sunteți pe cale să lăsați ceva în urmă, pentru că vă doriți altceva, vă doriți ceva mai sigur, cu siguranță, vă doriți să manifestați sau să vedeți că această siguranță se îndeplinește, deci vă îndreptați către îndeplinirea siguranței. Siguranță poate să fie vorba și despre, nu știu, siguranța emoțiilor voastre, să fiți mai stabili emoțional, să vă maturizați mai mult emoțional. Poate vă faceți un plan în această lună,
un plan pe care chiar vreți să-l duceți la bun sfârșit pe tot parcursul anului, adică e ceva foarte ambițios aici, poate să călătoriți mai mult, poate v-ați propus acest lucru să faceți în acest an și cu persoanele dragi, persoanele apropiate, cu prietenii voștri, să călătoriți mai mult, că mi-atrage atenția această carte. Și totodată să vă construiți ceva al vostru, ceva care să vă ofere multă siguranță, inclusiv mă duce cu gândul la siguranța financiară, această carte aici și cu magicianul. Aveți foarte multe posibilități în această lună. Foarte multe posibilități să începeți multe, sau să începeți un proiect mare, eu așa văd, ceva mai important, nu mai multe, ci unul, dar singur. Și cu puterea. Poate este ceva care e foarte îndrăzneț, care vă provoacă foarte mult. Poate chiar și fizic. Poate unii dintre voi vreți să faceți mai mult sport. E un țel foarte ambițios aici. Un plan ambițios pentru voi. Ia să mai luăm și niște cărți. Luna ianuarie. Începe un nou ciclu romantic în viața ta, lună nouă în semnul balanței, da? Un nou început, clar. Balanță, din nou balanță, romantism. Finalitatea este foarte aproape, deci totodată lăsați ceva în urmă. Opt ăsta de cupe, clar, vorbește despre acest lucru. Așteaptă-te la o schimbare majoră. Promițător, da? Este o lună foarte promițătoare, un început de an foarte promițător pentru voi. Aveți foarte multe idei fantastice, eu așa simt cu magicianul aici, mi-a trage foarte mult atenția cartea asta. Magicianul și parcă se seamănă așa cu... Ia uite ce frumos. Cromatica. Cu această carte. Cu magicianul. Vă îndreptați așa atenția către ceva mai mare. Vreți ceva mai mult? Acum se uită, privește așa în sus și parcă invocă sau dorește să manifeste, să aducă la viață ceva. Ceva nou, ceva unic, ceva măreț, da? Pentru că e o ceacră destul de înaltă aici. Mult mov avem. Și da, poate că este și începutul unui ciclu romantic pentru voi. Poate unii dintre voi vă doriți și iubire. Nou capitol în ceea ce privește iubirea. Și avem aici cu cavalerul de monede, având în vedere că a picat aici, poate este urmă să acționați, poate voi ar trebui să preluați inițiativa în ceea ce privește iubirea voastră, în ceea ce privește dorința voastră să, nu știu, aduceți la viață ceva, să înfloriți pe partea asta emoțională. Pentru că ați avea cu cine, văd aici o persoană destul de matură, da, e un cavaler de monede, e cineva mai stabil, cineva orientat către succes, către partea financiară, pe partea asta de abundență, pe zona materială. Și cu 6 de cupe, poate că este cineva și din trecut totodată, da. Cineva cu care ați avut o istorie în spate, poate că mai aveți de-a face cu această persoană, poate că unii dintre voi vă doriți asta. Și parcă această regină de bâte este fericită să-l vadă pe acest cavaler de monede. Simt că voi aveți mai multă energie în această lună. Voi aveți foarte multă energie în această lună. Vreți să faceți foarte multe lucruri sau să faceți un lucru destul de mare. Mai mult a doua variantă. Să faceți ceva important în această lună. Magicianul. Ceva și pentru voi. Mai mult pentru voi. Vă îndreptați atenția către ceva anume, așa simt. Studiați, a studiat foarte mult acest lucru, v-ați uitat, v-ați interesat. Cu 3 de cupe acolo, poate că ați fost într-un fel influențați și de prietenii voștri, sau nu neapărat influențați, ci sprijiniți să faceți un lucru, să lăsați ceva în urmă, să finalizați ceva. Vă simt așa mai torniți de aventură în această lună, să experimentați. Da, ăsta e cuvântul la voi, experimentare. Vreți să experimentați, să vă depășiți abilitățile, să vă provocați pe voi înși vă și este un start destul de interesant pentru voi în această lună. Ceva care poate să vă aducă o schimbare majoră.
dacă stăm să ne uităm. O schimbare majoră și în ceea ce privește siguranța. Deci are de-a face și cu siguranța acest. Poate vreți să vă schimbați locul de muncă sau să vă schimbați locul în care stați, de locuiți, casa. Ceva ce are de-a face și cu siguranța. Materială. E la baza acestui pachet. Ești suficient de bun exact așa cum ești. E luna plină în semnul fecioarei și ai încredere în visele tale. Ok, frumos. Că ești suficient de bun exact așa cum ești. Poate că este vorba și despre această carte cu puterea. Că ai destul de multă putere să treci peste orice obstacol care poate... apare în această lună, dar nu, eu simt că o să fie așa, e o energie foarte jucăușă așa la voi, foarte, foarte competitivă, plină de speranță, că tot am de speranță la început. Deci e ceva către care vă uitați foarte mult și vă doriți, vă atrage foarte mult atenția acel lucru. Poate viitorul, poate acest an, poate trebuie să îndepliniți ceva foarte important în acest an și începeți deja să munciți la acel lucru, să vă orientați către oameni noi, către oameni de succes, văd așa multă adrenalină și de la oamenii cu care lucrați sau cu care urmează să lucrați, oameni de încredere, voioși și parcă i-a studiat sau i-a așteptat să vină către voi și cu 3 de cupe și o să vă întâlniți dacă nu i-aveți deja pe acești oameni interesanți. Sunt niște oameni care se asemănă foarte mult cu voi, dornici și ei de aventură, dornici și ei să înceapă ceva nou. Ca zodii avem așa, leu, berbec și săgetător, balanță, okay. Gemeni, rac, pești, fecioară și o zodie de pământ, capricorn. Bine, am zis și fecioară, da, dar și capricorn. Cam atât pentru tine, numărul 1. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Îți doresc o lună superbă, un început de an la fel, de frumos și, de fapt, tot anul să fie așa cum ți-ai propus, așa cum ți-ai dorit. Noi ne revedem data viitoare. Bună, dragilor, aceasta este tălarea pentru cei care ați ales numărul 2. Să vedem cum va fi această lună, acest început de an pentru voi, luna ianuarie, da? Pentru cei care ați ales numărul 2. Ce avem aici? Focus, atenție, pace interioară și curaj. Sunt cărțile de tarot. Asul de bâte. Ce frumoasă e cartea asta. Asul de cupe. Wow. Și soarele. Ce frumos! Și pentru voi este un început de an superb. O energie fantastică, așa simt. Multe începuturi la propriu. Pentru voi chiar sunt multe începuturi. La început de an. Începutul acestui an, în ianuarie. Pentru că avem și asul de bâte, asul de cupe, poate că este vorba și despre această pace interioară, dar vreți un nou început în ceea ce privește emoțiile voastre, în ceea ce privește liniștea voastră interioară. Vreți să, poate să o luați de la zero unii dintre voi sau să vă acordați mai multă atenție, poate v-ați făcut planuri, că na, cam așa este anul ăsta, de obicei la început de an te gândești că vrei ceva mai mult sau că vrei să schimbi ceva, vrei să faci altfel, vrei să fie diferit. Și este așa o energie colectivă. Dar avem aici atenție. Trebuie să vă concentrați totuși pe ceva în această lună. Asul de bâte. Asul de bâte vorbește despre pasiune, despre începuturi, evident că e as. Dar este un început foarte puternic. Avem intuiție aici, avem foarte multă energie,
Dar este și o energie care poate să dispară la fel de repede. Poate că în cazul vostru nu este așa, pentru că avem soarele. Deci această energie o să persiste pe tot parcursul lunii. Avem și curaj. Deci mult curaj. Vă trebuie foarte mult curaj, foarte multă atenție în această lună pentru această pace interioară, pentru a echilibra ceva. Este un an șase, interesant. E un an șase care vorbește despre echilibru. Cred că asta o să fie tema principală a anului. De fapt, mai mult ca sigur este tema principală. Echilibru și relații. În fine. Cu soarele sunteți foarte sclipitori. Aveți așa oasul de bâte la fel, vorbește despre idei interesante, despre inițiative și despre multă, multă bucurie. Avem binecuvântări. Mult galben la voi, deci culoarea galbenă e frumoasă aici. E perfectă în această lună. Poate ar trebui să purtați mai mult galben să vă simțiți mai fericiți. De ce nu? Ne influențează. Chiar ne influențează. Niște cărți. Temperanță, că tot am zis echilibru. Temperanță, o cale de mijloc. Vreți o rezolvare? 3 de săbii avem aici, poate e o rezolvare. 3 de monede, 2 de 3, 8 de bâte și 7 de bâte. Ce schimbări! Schimbați foarte mult. 5 de bâte și 2 de săbii. Da, uite, o stare de echilibru. Cineva meditează aici, stă într-o poziție de meditație, da? Curaj. Are mai mult curaj. Aveți mai mult curaj în această lună. Să treceți peste mai multe obstacole, să depășiți incertitudinile, conflictele. Dar nu sunt conflicte atât de mari, dar e o competiție aici. De cineva se duelează. Aveți mai multă disciplină, poate unii dintre voi aveți mai mult curaj, aveți mai multă încredere de sine sau ar trebui să aveți mai multă încredere de sine în această lună, pentru că o să treceți peste aceste obstacole sau peste aceste competiții, așa în ghilimele, dacă sunteți mai centrați așa către voi, către energia voastră interioară. E o energie interioară foarte puternică la voi. E diferit. De data asta e chiar diferit. Uite, avem și 7 de bâte, e ca și cum se schimbă. Se schimbă lucrurile. Vin veștile bune, da? Avem aici vești, 8 de bâte. 7 de bâte era cineva care se baricada, da? La fel, niște obstacole, trebuie să facă față. Ați făcut față cu asul de cupe și cu 7 de bâte și acum urmează ceva nou. Așa simt. E ceva nou la voi aici, cu adevărat. Cu 8 de bâte. Se schimbă energia. Avem un mesager. Avem niște mesaje aici, cu 8 de bâte. Ceva vine către voi. 3 de spade la fel și 3 de monede la fel se schimbă energia. La 3 de spade, la 3 de monede. Eu așa vreau să interpretez acum cărțile pentru că așa simt. Plus că sunt 2 de 3. E diferit. Poate că înainte vă concentrați pe ceea ce lipsea, vă concentrați pe durere, vă concentrați pe, uite, focus, atenția. Deci atenția voastră se va schimba. Pentru că unde vă îndreptați atenția, acolo de fapt contează. Acolo de fapt și crește energia voastră. Unde vă investiți atenția, este și logic până la urmă. Acolo vă investiți și puterea, și bucuria, și se schimbă tot, și viziunea. Cu 3 de spade nu o să vă mai concentrați pe durere, pe ceva care s-a terminat. Eu așa văd aici ca pe un drum care nu mai duce nicăieri și vă îndreptați atenția către pasiunile voastre, de exemplu, către ce vă face fericiți. Cu soarele, cu 3 de monede și cu asul de bâte. E ceva ce vă face fericiți. E o pasiune aici, e o muncă, un hobby. Da? Cineva poate pictează, este atras de partea asta artistică, asul de bâte. Deci vă concentrați, de fapt, în această lună către ceva ce vă atrage atenția într-un mod pozitiv, într-un mod plăcut. Contează foarte mult pentru că
Vă influențează pacea interioară, da? Atenția sau unde vă focusați, de fapt, unde există această atenție a voastră, acolo este, de fapt, și pacea voastră interioară sau vă influențează, într-un fel, pacea interioară. De aceea trebuie să aveți curaj să faceți o schimbare, să vă îndreptați atenția către ceva care chiar contează, către această bucurie interioară. Deci e vorba despre atenția la voi mai mult și despre echilibru. Pentru că avem și binecuvântări aici. Deci e o binecuvântare undeva la mijloc. Poate această pasiune cu 3 de monede, poate chiar acest mesager, aceste mesaje pe care le veți primi. Sau acest curaj. Da, o să priviți altfel lucrurile cu focus aici. O să le priviți altfel. La baza acestui pachet, ia uite, se apropie sfârșitul unui ciclu dificil, lună plină în semnul Capricornului. Da. Pentru că voi nu mai vreți să luați parte la acest ciclu dificil. Vreți să-l terminați, vreți să terminați ceva care nu mai are sens, efectiv. Te așteaptă un rezultat în care toată lumea va avea de câștigat, lună plină în semnul balanței. Da. Poate că sunt mai multe persoane implicate, cu 2 de spade aici și cu 5 de băte. Poate că această atenție vă va influența nu numai pe voi, dar și pe persoanele din jurul vostru. Interesant. Îți este pus la încercare angajamentul. Pentru această pace interioară trebuie să ai un angajament. Trebuie să... E o muncă constantă. E o alegere, totodată cu 2 de spade. Și cu asul de cupe, clar. Vreți mai multă stabilitate sau o reînnoire în ceea ce privește sentimentele voastre, așa simt. Se apropie un moment apoteotic extrem de intens, luna plină în semnul berbecului. Deci vă așteaptă ceva interesant, are sens acum. Vă așteaptă ceva, pentru că de-aia aveți nevoie de această pace interioară, de această centralizare, așa simt. Acel echilibru interior de care chiar aveți nevoie, e important pentru voi aici, pentru că vă așteaptă ceva foarte intens. Poate ceva care are de-a face cu acest curaj și mai mult ca asigurare, că avem berbec, curaj categoric. Vă așteaptă ceva, o competiție cu 5 de spade, cu 5 de băte, pardon, și cu 2 de spade. Poate e o competiție, ceva în care vă vor testa. Vor fi testate, de fapt, abilitățile voastre de comunicare, de nu neapărat fizice, dar poate pentru unii dintre voi. Poate competiții sportive, de ce nu? Și aveți nevoie de acest echilibru interior, de această pace interioară și de acest curaj. Pentru că vă așteaptă ceva în care o să depuneți efort, eu așa simt. Din nou cineva care se duelează. Da? E foarte interesant. Și veți avea nevoie de acest echilibru, de acest curaj. Dar e ceva de bine, eu așa simt. Da? Acest moment apoteotic, apoteotic, adică nu e orice moment. E un moment puternic, important pentru voi. Poate că aceste vești vă aduc această deschidere și invitație. E o invitație pentru unii dintre voi. E o invitație la ceva. Să ieșiți din calea pacea voastră, să aveți mai mult curaj, să experimentați mai mult, să întâlniți oameni noi, da? Un an al relațiilor este acesta și veți avea nevoie de această pace interioară pentru că poate veți avea de-a face cu persoane foarte diferite față de voi sau foarte competitive sau foarte, eu dau mai multe variante de obicei ca să aveți din ce alege, persoane cu care puteți să evoluați. Da? Persoane care să vă stimuleze. Eu așa văd aici citirea. Și de aceea trebuie să fiți pregătiți. Și în această lună vă pregătiți pentru acel lucru. Frumos, da. Este o lună de antrenament pentru voi, de chiar așa văd, de pregătire, de focus, de foarte multă atenție.
unde vă îndreptați atenția, contează foarte mult pentru că acolo, de acolo o să vă luați, o să vă culegeți roadele. Evident, depinde pentru unii dintre voi și cu pacea interioară. Vă influențează inclusiv pacea interioară. Deci depinde de voi și de cât de dispus sunteți să vă angajați la acest lucru, că e ceva pe termen lung, de fapt, ce faci toată viața până la urmă. Trebuie să ai grijă de emoțiile tale, trebuie să ai grijă de pacea ta, de liniștea ta, nu este nimeni responsabil pentru emoțiile noastre decât noi suntem. Da, asta este adevărul. Noi suntem singurii responsabili pentru emoțiile noastre. Dar un început foarte promițător și pentru voi, chiar foarte interesant. Sper că, nu știu, că rezonează așa cu voi. Chiar sunt curioasă despre ce este vorba aici, acum un moment apoteotic, extrem de intens, dar este ceva important, măresc, da? Ceva care are de face cu mai multe persoane sau cu persoane destul de importante, evoluate, da? E cineva așa pe măsura voastră, cineva care vă provoacă în sensul acela și, evident, să vă schimbați perspectivele la început de an, pentru că de la 3 de spade puteți ajunge la acest 3 de monede. E o diferență. Da, ceva. Un drum care pur și simplu, ia uite cât de mort este aici. Da, o natură moartă avem. Și cum arată aici, de fapt, natura. Ia uite, avem și aici. Și pe aici avem niște frunzulițe și totul este foarte verde. Da, 3 de monede totuși. E o diferență. Și este ceva pasionat aici. Deci construiți, poate pe baza acestor răni, vă vindecați, e și vindecare aici, da, cu astfel de cupe, e și o vindecare aici. Și pe baza acestor răni emoționale, care, da, până la urmă toți le avem, într-un fel sau altul, și lucrăm la ele, să construiți ceva frumos, ceva artistic. Da? E interesant. Ca zodii avem balanță, avem berbec, avem leu. Săgetător, că am văzut temperanța. Vărsător, gemeni, pești, taur. Și Capricorn, zice. Da, Capricorn avem aici. Cam atât, pentru tine numărul 2. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Îți doresc o lună superbă și un an așa cum ți-ai dorit. Ne vedem data viitoare. Pa.